emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, din nou împreună. Hunedorenii votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a candidaților care în data de 9 iunie vin, de fapt și până atunci, vin în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi discutăm despre orașul Giurgiu și invitatul meu este domnul Vasile Cărăguț, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Giurgiu și primar în funcție. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și tuturor celor care urmăresc emisiunile dumneavoastră! Suntem aproape la finalul acestei campanii electorale, o campanie electorală cu de toate, putem spune, în o mare parte dintre zonele județului Hunedoara. Dacă ar fi să ne referim strict la ceea ce se întâmplă în orașul Giurgiu, cam care a fost atmosfera, să spunem, și cum au primit oamenii toate informațiile pe care le-ați adus direct din stradă, cum se spune, pentru că v-ați întâlnit cu foarte mulți dintre ei, probabil și cu cei din satele aparținătoare orașului Giurgiu și cu cei din centru, de la centru, cum se spune. Așadar, cam care ar fi concluziile acum când suntem aproape la finalul campaniei electorale? Da, într-adevăr, mai sunt câteva zile până în data de 9, când vor fi alegerile locale. Noi, echipa PSD a orașului Giurgiu, am reușit cam 80% să mergem pe toate zonele sau pe toate străduțele, să spunem așa. Mai sunt câteva zile și ne dorim ca pe fiecare zonă să avem echipa prezentă, deoarece mulți dintre cei care ne-am întâlnit cu ei și probabil și cei care ne vom întâlni în perioada următoare aștepta să vadă care este echipa primarului, dacă are în echipă oameni noi sau merge doar cu cei care i-a avut și înainte. Iar răspunsul care este sau care a fost, aveți o echipă stabilă, să spunem, cu ceea ce se întâmpla în anii anteriori sau ați venit și cu un suflu nou acum în această campanie? Într-adevăr, de fiecare dată, la fiecare tură de alegeri, trebuie veniți și cu persoane noi lângă cei care sunt. Chiar am văzut o deschidere a locuitorilor, a cetățenilor, în momentul în care le-am amânat broșura și ne întreba, haideți să vedem care sunt colegii noastre consilieri locali. Putem să vă spunem că a fost o reacție foarte bună a locuitorilor când au văzut echipa. Și aici am încercat să alcătuim echipa cam cu reprezentanți de pe fiecare zonă. Din unele zone, unele sate, unde avem chiar și câte doi consilieri trecuți pe listă, dar am încercat să acoperim chiar și străzile unde să aibă o reprezentativitate cetățenii de acolo. Avem echipa, să spunem așa, oameni cu pregătire, oameni competenți, să spunem, oameni care au demonstrat că se pot face lucruri bune și în viața de zi cu zi și în partea administrativă, să spunem așa. Am reușit să avem echipa formată și din tineri și din cu doamne și, bineînțeles, și cu partea din pensionare. Deci am încercat să alcătuim o echipă, să spunem așa, cam din pe toate palierele. Să fie și segmentul de tineri, să fie și de femei, să fie și de vârstă. Deci, deoarece în componenta PSD a orașului Giurgiu sunt active cele trei organizații, să spunem așa, care formează organizația PSD Giurgiu, organizația de tineret unde o avem președinte pe doamna Iulia Nieste, avem organizația de femei unde doamna Urșica Rodica o coordonează activitatea acolo și la
avem pe domnul Danciu Aurel, care a fost și două mandate înainte viceprimar, care coordonează activitatea la pensionari. Am încercat să avem reprezentativitatea și de la Aurel Vlaicu, și de la Gelmar, și de la Homorod, și de la Bozeș, și de la Rengheț, și de la George Băi, și bineînțeles și din zona noastră, unde predomină mai multă populație, să spunem așa, de Gioagiu. Practic acoperiți cam tot teritoriul orașului, aici mă refer și la localitățile aparținătoare, lucru esențial. Putem spune, pentru că acești consilieri locali, practic, sunt vocea cetățenilor din comunitățile respective. Da, într-adevăr, vă spuneam că am încercat să acoperim fiecare zonă. Acum este normal ca pe data de 9 locuitorii, cetățenii orașului Giurgiu să voteze cum consideră dânsii, dar noi ne-am bucurat dacă cetățenii sunt alături de noi, de echipa PSD, și ne dorim, am văzut un pic și pulsul pozitiv care este în momentul în care ne întâlnim cu cetățenii pe stradă, cam în fiecare zi, cam 3 ore le dedicăm, așa să spunem, acum campanii electorale și să ne întâlnim cu dânsii. Ne dorim să avem din 15 consilieri cât are Consiliul Local al orașului Giurgiu să câștigăm în data de 9, cel puțin 10-11 consilieri locale, să putem pune și viceprimarul, deoarece este foarte bine, să spunem așa, ca echipa condusă de către primar, viceprimar și consilier local să poată să ducă mai departe proiectele începute și, să spunem așa, dorințele cetățenilor care le-am identificat și în această perioadă de campanie pentru cei 4 ani de zile. Care sunt dorințele cetățenilor în 2024? Pentru că ele, cu siguranță, s-au mai schimbat de-a lungul anilor. Dumneavoastră sunteți acum la aproape de finalul celui de-al doilea mandat ca primar al orașului Giurgiu și, cu siguranță, dorințele oamenilor, bun, sunt de obicei cam aceleași. Un drum asfaltat, apă, canalizare și așa mai departe. Dar lucrurile se mai schimbă în ceea ce îi privește. Da, într-adevăr, ne-am identificat foarte multe lucruri acum în perioada de pre-campanie și în perioada de campanie. Le-am explicat un pic oamenilor la aceste întâlniri care le-am avut în pre-campanie sau pe stradă când ne-am întâlnit cu dânsii la fiecare la poartă. Sunt anumite axe de finanțare unde banii vin de la Ministerul Dezvoltării, de la Ministerul Energiei, de la Ministerul Agriculturii, din fondurile europene. Sunt anumite axe. Noi am încercat împreună cu echipa de implementare proiecte de la noi, de la Primăria Giurgiu, să depunem cereri și să încercăm să prindem finanțări cu bani cât mai puțin din bugetul local, deoarece bugetul local este un buget foarte, foarte mic și atunci să putem merge pe partea de proiecte unde, să spunem așa, 95% este susținut de către Uniunea Europeană sau de către stat, să spunem așa. La noi, la Giurgiu, le spuneam la oameni, am încercat pe toate palierele, să spunem așa, în primul rând o viziune generală, că sunt lucruri care se pot face pe termen scurt, mediu și lung. Am încercat să avem pentru copii, pentru tineri, dacă în mandatul trecut am reușit 2 blocuri ANL, grădiniță, școală reparată, reparații la acele școli, în a doua etapă, acum, în perioada următoare, să avem o creșă care se va construi nouă, o școală, școala generală care se va reabilita și interior și există exterior. Există deja sursele de finanțare pentru aceste proiecte? Sunt pe deja, care le enumerați? La creșă deja este în faza de predare amplasament, deja a fost licitația. La școala generală din centrul localității, unde va veni și o parcare acolo, deoarece ducem lipsă de parcări în zona centrală a orașului și atunci pe acel proiect reabilitare școală și construire creșă, în acea zonă va fi amenajată și o parcare. Dar ne gândim și la copiii de la Aurel Vlaicu, unde avem cerere depusă pentru reabilitarea școlii din Aurel Vlaicu. Avem și pentru căminele culturale, avem și pentru clădirile publice care mai sunt și sunt neintrate într-o reparație capitală, să spunem așa. Ne dorim ca fiecare clădire care este domeniul public în perioadele următoare, pe axele care sunt și se vor mai deschide, să depunem cereri de finanțare pentru a fi puse la punct și a fi aduse să fie cele mai bune condiții în clădire și înăuntru și afară.
în toate pliantele pe care ni le-ați adus și nouă astăzi și care au ajuns și în casele oamenilor, am văzut peste tot scris dezvoltare și modernizare. Sunt esențiale aceste două componente pentru orașul Giurgiu, pentru satele care aparțin acestui oraș? Da, într-adevăr, a fost unul din sloganul cu care am câștigat alegerile și în 2016, când am spus că trebuie să schimbăm imaginea de la intrare și până, în ultima străduță unde este locuință în orașul Giurgiu și, bineînțeles, și în satele aparținătoare. Cam pe fiecare sat am încercat în acești ani să facem câte ceva. La unele să dezvoltăm, partea de infrastructură rutieră, la unele partea de infrastructură de apă, canalizare. Cam astea sunt și cerințele cetățenilor, pe unde am fost și zilele trecute. S-au bucurat că anumite proiecte s-au finalizat și au alte condiții în zonele respective, dar sunt și oameni care sunt înțelegători și am explicat că în perioadele următoare avem cam 17 proiecte la care suntem în faza, la unele a fost deja licitația și vor începe lucrările, la unele sunt în faza de licitație acum. Ce și la unele în perioadele... De asfaltare? Da, este și modernizare străzi în satul Gelmar, este și apă și canalizare în satul Homorod, avem și un proiect pentru panouri fotovoltaice ca să reducem cheltuiala cu partea de iluminat public așa. Avem și modernizarea iluminatului public, nu doar în stațiune unde s-au finalizat lucrările, și în celelalte sate aparținătoare orașului, care va începe în perioada următoare. Și avem un proiect care foarte mulți cetățeni au ridicat problema cu supravegherea video a localității și a satelor aparținătoare. Avem un proiect pe ITS care a fost licitația, s-a încheiat, acum suntem în perioada de 10 zile dacă sunt contestații. Este o firmă de la Sibiu care a câștigat licitația pentru acele lucrări și atunci acele camere de supraveghere, stații de autobuz modernizate cu panouri, cum are și Deva sau localitățile Hunedoara sau alte zone, ne dorim modernizare cam peste tot. Și atunci, prin acest proiect, a fost o cerință a cetățenilor pentru siguranța cetățeanului, să spunem, din orașul Giurgiu, chiar cu treceri de pietoni semaforizate, cu limitare de viteză. Acel proiect care a fost de modernizare pe zona de Giurgiu, culoar Mureș Nord, finalizându-se lucrările acolo, este traficul foarte intens acum pe zona respectivă și acest proiect de ITS în care vor fi montate camere de supraveghere, modernizare, treceri de pietoni, tot ce este pe acel proiect, este în primul rând pentru siguranța cetățeanului. În ultimul timp și acum la deschiderea sezonului estival la Giurgiu Băi, traficul, mai ales sâmbăta și duminica, este foarte intens pe zona noastră de la halta Giurgiu, de la coborârea pe autostradă și până în stațiunea Giurgiu Băi, dar și pe acea zonă de la limita cu Alba, zona de Băcăinți și ieșirea către Raport. Ne dorim să modernizăm, să punem acele stații de autobuz moderne, sunt trei pe acel proiect, va fi două camere de panoramă mare, să spunem așa, de viziune, va fi una în stațiunea Giurgiu Băi și una în zona casei de cultură, în zona centrală. Și atunci acel proiect cu supraveghere video a localității va fi una din promisiunile care au fost înainte și, bineînțeles, și o dorință a cetățenilor din orașul Giurgiu pentru siguranța lor. Și având în vedere că e mai ales în perioada de vară și nu numai, pentru că aici la Giurgiu Băi fluxul turiștilor este unul destul de mare și în timpul sezonului rece, să spunem, cu atât mai mult cu cât și hunedorenii aleg această stațiune în continuare, siguranța lor ar trebui să fie cumva pe primul plan. Și iată că ați găsit soluții și pentru acest proiect care spuneați că urmează să fie implementat următoare. A fost deja licitația, sperăm câteva săptămâni să predăm amplasamentele și să înceapă lucrările, deoarece acolo sunt 6 luni de zile executare și sperăm ca cei care au câștigat licitația să o finalizeze până la sfârșitul anului acesta. Putem spune despre Giurgiu că cel mai mare atu pe care îl are este această stațiune turistică pe care o are sau mai sunt poate și alte elemente importante de care puteți
profita, să spunem, în sens foarte bun, bineînțeles, pentru a atrage turiști, pentru a aduce până la urmă și beneficii bugetului local, pentru că aveți nevoie, cum spuneați și puțin mai devreme, de partea aceea de cofinanțare pentru unele proiecte pe care le aveți. Într-adevăr, stațiunea George Boy este pionul principal, să spunem așa, și a veniturilor la bugetul local, deoarece unitățile care sunt de alimentație publică, hoteluri în stațiunea George Boy, parte din impozitul pe salarizări vine și către bugetul nostru și o parte din el va rămâne aici pentru cheltuielile care le avem, pentru lucrările care le facem în regie proprie, să spunem așa, pentru acești utilitățile. Bani se vor reflecta în comunitate. Da, se vor reflecta în comunitate, chiar și pe zonele unde s-a mai făcut lucrări din bugetul local în regie proprie, să spunem așa. George Boy, în ultimul timp, a adus foarte mulți turiști pentru județul Hunedoara, să spunem așa, și aici nu pot decât să-i felicit pe colegii care sunt la Centrul de Informare Turistică, să-i mulțumesc domnului Radu Barb, cel care coordonează activitatea la nivel județean pe partea de dezvoltare a turismului, deoarece împreună cu materialele care le au dânsii, împreună cu promovările care le fac dânsii la nivel național și chiar și internațional, am văzut pliante de ale județului Hunedoara. Și aș adăuga eu și datorită omului de bază pe care l-aveți acolo la Centrul de Informare Turistică. Chiar și sâmbăta, duminica și când este liber, este alături de turiștii care vizitează stațiunea și aici nu pot decât să-i felicit și pe Claudiu și Monați și pe Dana Paștiu și pe Alina Cristea, care promovează, să spunem așa, și sunt alături de cei care ne trec pragul stațiunii. Chiar și ieri Claudiu avea două autocare care s-au ocupat de ele, au fost în vizită și la noi la Cascada Clocota, au fost și la Termele Romane, au vizitat și stațiunea, dar ce este îmbucurător, Claudiu nu promovează doar zona de Giurgiu și celelalte zone ale județului. Merge cu ei și la Sarmizegetuza la Regia, merge și la Castela Hunedoara, vine și la Deva, merge și în zona Bradului. Suntem foarte mulțumiți de prestația, să spunem așa, lui Claudiu, care este adevărat ghid și promovează nu numai orașul Giurgiu, stațiunea Giurgiu Boy, chiar și obiectivele din județul Hunedoara și nu numai. El, dacă a fost cu turiști care vin din zona de Moldova sau din zona de Constanța, merge cu ei și la Alba Iulia, merge și la Sibiu. Este foarte bine și este foarte frumos ce face Claudiu, deoarece prin partea lui de hasliu, așa Claudiu cum este el acolo, aduce foarte mulți turiști și este îmbucurător și parte din unitățile de cazare care și-au deschis porțile săptămâna trecută cu deschiderea sezonului estival. Claudiu i-a determinat pe cei care vin în Giurgiu cu autocarele să nu mai mănânce în altă parte și să vină doar să viziteze stațiunea, ci să rămână în stațiune, să servească masa, chiar și să nopteze o noapte sau două la noi. Este frumos, este îmbucurător. Zilele acestea a fost frumos. Am văzut că deja foarte mulți turiști au venit la Bălceală, să spunem așa, la strand, dar sunt și la partea de cazare, unde agenții economici și-au pregătit foarte frumos pe acolo. S-au deschis și terasele, da, s-au deschis și terasele, chiar seara cu muzică ambientală acolo. Vreau să felicit pe toți agenții economici din stațiune și cei care au partea de hoteluri, restaurante care se ocupă intens de turiștii care rămân, dar și de cei care au partea de alimentație publică cu servirea mesei sau cu produse de textile la acele magazine care sunt în zona strandului, pentru condițiile care le oferă și am văzut și vin la deschidere, cam majoritatea dintre cei care și-au deschis unitățile și le-au pus așa un pic foarte frumos și ca și prezentare. Și este foarte bine că își prezintă și online programele care le au și condițiile care le au în aceste baze. Este și firesc până la urmă, dacă îți dorești să atragi mai mulți turiști, trebuie să vii mereu și mereu cu ceva nou. În opinia dumneavoastră, care ar fi cele mai mari realizări pe care ați reușit să le și finalizați și să le inaugurați, să spunem, în Giurgiu, în cele două mandate ale dumneavoastră?
Spuneam și la alte emisiuni și nu numai la dumneavoastră, cred că cel mai bun proiect sau apreciat de mine și de și de cetățenii din orașul Giurgiu a fost deschiderea punctului Smurd la Giurgiu, deoarece cred, și atunci am considerat că este foarte, foarte bine să avem cât mai aproape un o parte de pentru cei care au nevoie în momentele acelea critice când avem nevoie de ambulanță și pentru a nu mai veni de la Orăștie să fie chiar de la noi de acolo. Dar ele sunt pe partea de medicină, să spunem așa, avem și acum depus o cerere la Ministerul Dezvoltării și ne dorim acel centru medical unde să dezvoltăm și noi un pic partea de medicală. Avem și pe partea de infrastructură școlară, unde să construim acea creșă și reabilitarea școlilor, dar avem și pentru persoanele vârstnice, acel centru de îngrijire personal unde avem peste 200 de persoane din orașul Giurgiu și undeva la 20 de persoane cu handicap, care colegii noștri de acolo au grijă de ei, țin legătura cu ei, fac anumite activități și la centru sau merg direct la ei acasă. În curând sperăm să obținem licența cât mai repede și pentru acel centru de îngrijire personală, unde avem pentru persoane defavorizate și nu numai pentru partea de romi, unde ne dorim acolo să dezvoltăm niște activități cu copiii, cu familiile care, să spunem așa, trebuie să-i pregătim pentru a merge la școală. Pentru a intra în comunitate. Pentru a intra în comunitate mai ușor. Pentru perioada următoare ne dorim tot pe partea asta socială construirea unui centru de rezidență, să spunem așa, pentru persoane vârstnice, deoarece ne dorim să-i avem acolo sub supraveghere, dacă sunt familii care au rămas singure și nu se mai pot gospodări, să spunem așa, să-i putem avea la noi acolo la acel centru. Deci, sunt servicii gratuite pe care le oferiți acestor cetățeni? Da, deci toată partea ce avem acum cu centrul de vârstnici este gratuit. Merg echipele de asistent medical, de psiholog, de agent social, merg pe la ei pe acasă să vadă condiții, dacă au nevoie de mers la farmacie, ia și duce la farmacie și au medicamente sau adeverințe pentru pot a merge. Pot apela și oamenii la serviciile deocamdată, acestor angajați, dacă au nevoie, că poate nu ajung acești angajați atunci când au nevoie oamenii. Cu siguranță țin o legătură foarte strânsă persoanele care sunt înscrise acolo, așa că îi rugăm pe toți cei care sunt pensionari și își doresc să fie înscriși la acel centru, nu costă nimic, nu afectează cu nimic, erau unele persoane, aveau o temere că în momentul în care se vor înscrie acolo, nu știu, le ia cineva bani din pensie, nu vă ia nimeni niciun ban, puteți să vă înscrieți acolo. Cei care coordonează activitatea acolo, doamna directora a Direcției de Asistență Socială, doamna Angela Igna, împreună cu șefa centrului, cu doamna Carmen Urițescu, cu colegele de acolo, desfășoară activități și culturale, și socio, și tot anumite lucruri care de-ai ține în priză așa pe pensionarii noștri. Aceste centre, am văzut când am fost în Franța, sunt de foarte mulți ani de zile. Și v-ați dorit să implementați și ne-am dorit să implementăm unul la Giurgiu și eu zic că este realizabil și felicitări echipei de acolo pentru lucrurile frumoase care le fac acolo. Ne apropiem cu pași repede de finalul acestei emisiuni și trebuie să ne spuneți puțin și despre prioritățile pe care le aveți pentru un posibil viitor mandat în fruntea comunității, pentru că oamenii trebuie să știe și care sunt planurile pe care le aveți pentru a dezvolta în continuare această comunitate. În campania electorală noi am fost cam pe fiecare zonă și avem un pliant foarte pus la punct, să spunem așa, unde am trecut acolo cam majoritatea proiectelor care au fost implementate, finalizate sau în ce stadiu sunt acum, dar avem și câteva pagini cu proiecte care ne dorim în perioada următoare. Câteva dorim, pagini generoase, da, aș în primul rând eu. Să finalizăm lucrările care sunt începute, proiectele care sunt începute să fie la termen pentru a nu avea probleme cu
eu știu, penalități sau cu ceva, deoarece banii oricum sunt puțini la bugetul local și atunci ne bucurăm pentru aceste fonduri care le primim și împreună cu constructorii să le putem finaliza la termene sau chiar dacă mai sunt la unele prelungiri, să nu ajungem la faza în care să plătim penalități cum au pățit alte localități, chiar și din județul Hunedoara. Noi, orașul Giurgiu, până acum am scăpat de așa ceva și nu-mi doresc să avem unde să fie penalități la proiectele care le avem în implementare, dar în perioada următoare, pe lângă, vă spuneam, finalizarea celor 3-4 proiecte care sunt în lucru acum, avem încă 14, 15, 17 proiecte, să spunem așa, unde avem cererile depuse. Ne dorim, în primul rând, să schimbăm un pic imaginea și la blocurile care sunt în orașul Giurgiu și în stațiunea Giurgiu Băi. Avem acum, se lucrează la documentațiile tehnice, pentru ca în momentul în care se deschide axa de finanțare lunile următoare, să putem depune pe programele operaționale regionale, pe POR, anveloparea blocurilor și eficiența energetică la blocurile din stațiune și în etapa a doua și la blocurile din orașul Giurgiu. Ne dorim modernizarea iluminatului public. Dacă în Giurgiu Băi au fost finalizate lucrurile și în orașul Giurgiu și satele aparținătoare, ne dorim ca în mandatul de 2024-2028, după satele Aurel, Vlaicu și Gelmar, să nu mai avem nicio stradă neasfaltată. Și este una din promisiunile care le-am făcut acum în campania electorală și cu siguranță în mandatul următor nicio stradă din orașul Giurgiu să nu mai fie neasfaltată. Și bineînțeles o să mai fie străzi în satele aparținătoare, unde s-au finalizat lucrările și în perioada următoare să putem să venim și cu stratul de asfalt pentru a avea cele mai bune condiții. În unele zone de preluare a apei, deoarece când plouă intens nu mai avem probleme cu inundațiile, dar ne dorim și pe partea de turism să dezvoltăm o activitate de agrement în stațiunea Giurgiu Băi. Și aici pe axa care se va deschide de la Ministerul Turismului, să depunem o documentație pentru o zonă de agrement în stațiunea Giurgiu Băi, care să aparțină OAT-ului. Știu că cei de la Băile Daco-Romane au și un proiect de modernizare în zona ștrandului și atunci dacă privatul merge pe partea de finanțări pentru privat, noi să mergem pe partea de finanțare pentru OAT. Acolo, la acea zonă de agrement, ne dorim să avem bazine interioare, bazine exterioare, un teren de sport pentru a combate și partea de toamnă primă vară, să spunem așa, până în luna mai-iunie când se deschide sezonul, pentru a duce copii în cantonamente, să aducem copii tineri și, bineînțeles, și vârstnici la partea de recuperare medicală. Eventual să aduceți mai mulți, mai pentru mulți că tineri, în prezent da. Sunt destul de mulți tineri care vin aici în cantonament și ne dorim, acum avem o cerere depusă din și o hotărâre de Consiliu din noiembrie pentru preluarea bazei Flora de la Giurgiu Băi, care este a Direcției de Tineret și Sport. Ea va trece la Ministerul Familiei și cred că acolo, având pe doamna ministru Natalia Intotero, să sperăm ca aceste baze, nu numai de la Giurgiu și unde mai sunt în județul Hunedoara pentru partea de tabere școlare, să fie predate OAT-urilor din zonele respective și atunci și la noi acel hotel Flora să poată fi folosit pentru copii, pentru studenți, pentru tineri, pentru a, să spunem așa, de a ține și perioada de toamnă-iarnă acele hoteluri deschise. Mai sunt câteva baze care s-au modernizat. Hotelul Alexandra, fostul BTT din Giurgiu Băi, unde o avem pe Raluca Todea, de aici, de la noastră, de la Deva, și o felicit familia Todea pentru că a ales Giurgiu și cu siguranță prin medaliile care le-a primit și la nivel național și prin munca și iscusința familiei Todea, la Giurgiu Băi, anul acesta vom avea ceva mai deosebit, să spunem așa, dar mai este și Vila Albastră, care s-a modernizat în zona parcului, la noi la Giurgiu Băi. Felicit și pe cei de la Hotelul Germisara, care, indiferent că este toamnă, primăvară, iarnă, țin trendul așa și au aproape plin în fiecare zi. Hotelurile care mai sunt, le lucrează și cu Ministerul Muncii și ceilalți agenți economici care și-au deschis porțile acum cu pensiunile și cu casele private,
pentru a le oferi celor care vizitează stațiunea. Ne dorim și dezvoltarea satelor de la noi de acolo, care au un potențial către turism, și aici vorbim de zona de Băcâia. Și în zona de Băcâia, în perioada următoare, avem un proiect pentru introducerea gazului metan. Deci va fi o extindere de la Serpentina, de la Giurgiu, unde se urcă către Giurgiu Băi, până la Bozeș, Băcâia, deoarece și acea zonă vrem să o punem un pic în valorificare, să spun așa, pe potențialul de aer care este acolo, apa care este acolo, și atunci cu siguranță vom încerca fiecare zonă, fiecare sat să fie dezvoltat. Și atunci rugămintea noastră este ca cetățenii să fie alături de primar, de echipa primarului, deoarece ne dorim doar lucruri frumoase și lucruri bune pentru localitatea noastră. În final de emisiune o să vă rog să le transmiteți un mesaj tuturor cetățenilor orașului Giurgiu, pentru că în 9 iunie, zi de alegeri locale și europarlamentare. Vă rog! Dragi cetățeni ai orașului Giurgiu și satele aparținătoare, vă rugăm ca pe data de 9 iunie să fiți alături de primar, de echipa primarului, de echipa PSD, dar vă rugăm să fiți și alături de președintele Consiliului Județean, de domnul Laurențiu Nistor, care a fost alături tot timpul de orașul Giurgiu, indiferent de cine, în ce perioade și cine a fost primar. Vă rugăm să votați lista pentru europarlamentare a Partidului Social Democrat, să votați candidatul la Consiliul Județean pe domnul Laurențiu Nistor, candidatul pentru funcția de consilier local și echipa de consilieri județeni, unde l-avem pe domnul doctor Codin, care este un medic tânăr și este o bucurie și pentru mine și pentru echipă că a ales să vină să facă politică. Să fiți alături de primar și de echipa PSD, de consilier local, și cu siguranță știm ce trebuie făcut pentru localitate. Ne dorim să finalizăm proiecte ca peste 4 ani de zile localitatea noastră să arate mult mai frumos și mult mai bine față de cum arată acum. Vă mulțumesc tare mult, domnule Cărăguț, pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!